Cam așa începea prezentarea sistemului din dreapta mea denumit PC Garage Red Serpent, din urmă cu ceva timp, având în vedere că la începutul anului s-au lansat procesoarele Kaby Lake, dar și plăcile de bază cu chipset seria 200, am zis să-i facem un upgrade, acesta oferindu-i un surplus de performanță în jocuri, editări foto și render video, cât și în activitățile de zi cu zi. Salut! Eu sunt Mădălin, iar această videoprezentare este dedicată sistemului, sau mai bine zis, noii versiuni a PC Garage Red Serpent. Carcasa sistemului nostru este pusă la dispoziție de către Thermaltake, modelul fiind Versa N24, o carcasă tip Middle Tower bine compartimentată, cu un airflow bun și o zonă inferioară ce ascunde sursa, unitățile de stocare, dar și ce poate găzdui cablurile ce ne rămân în urma asamblării. La interior este montată placa de bază ASRock B250 Pro 4, pe aceasta fiind asamblate procesorul i5-7500, un quad-core a cărui frecvență de bază este de 3,4 GHz, iar prin intermediul funcției turbo poate ajunge până la 3,8 GHz și 16 GB memorie RAM de tip DDR4, ce rulează la 2133 MHz. Placa video este componenta ce vă va permite să jucați ultimele jocuri apărute pe piață în rezoluție Full HD și cu detalii cât mai ridicate. Aceasta vine din partea producătorului Gigabyte, face parte din familia Pascal de la Nvidia, modelul disponibil pe PC Garage Red Serpent este GTX 1060 cu 6 GB memorie dedicată. Pe parte de stocare, Red Serpent beneficiază de două unități, un SSD de 240 de GB, pe care noi vă recomandăm să instalați sistemul de operare și programele pe care le folosiți în mod uzual, și un hard disk de 1 TB cu 7200 rotații pe minut, produs sub brandul Seagate. Capacitate mai mult decât suficientă pentru a găzdui muzica, filmele, dar și jocurile voastre preferate. Configurația sistemului nostru este pusă în mișcare de o sursă de 550W, certificată 80+, și cu o eficiență de 85%, produsă de către Corsair. Toate sistemele din gama Red beneficiază de asamblare de tip Gold, acest lucru însemnând că majoritatea cablurilor sunt bine ascunse în carcasă. Configurația sistemului Red Serpent poate suferi din când în când anumite schimbări, acestea fiind date de brandul, sau hai să zicem mai bine producătorul acestora, neafectând performanța întregului sistem. Iar acum, după ce am văzut ce se află la interior, ar trebui să aruncăm o privire și peste rezultatele testelor ce au rulat pe PC Garage Red Serpent. Iată-le!
Concluzii. Configurația sistemului Red Serpent este una mai mult decât ok, configurație pe care și subsemnatul a recomandat-o prietenilor și apropiaților. Aceasta poate rula fără niciun fel de problemă orice joc apărut pe piață, cu detalii cât mai ridicate, rezultatul fiind un gameplay fluent. Temperaturile? Având în vedere că Red Serpent nu beneficiază de un cooler aftermarket, iar temperatura ambientală pe durata testelor de stres a fost undeva la 27-28 de grade Celsius, eu zic că sunt mai mult decât decente. Iar pentru cei ce își doresc să împărtășească cu prietenii sau fanii anumite secvențe din jocuri pe intermediul streamingului pe YouTube sau Twitch, Red Serpent se descurcă fără niciun fel de problemă atunci când este solicitat pentru acest tip de activitate. Tot ce trebuie să faceți este să selectați în OBS, XSplit sau orice alt soft folosiți pentru streaming, codecul NVENC. Aceasta a fost prezentarea sistemului de gaming PC Garage Red Serpent, ce este disponibil în site-ul PC Garage, accesând linkul din descrierea acestui clip.